Bună! Am vrut să mai fac o mică înregistrare pentru a vă arăta cum mă joc eu cu orga electronică și cum mă mai inspir uneori, de exemplu, atunci când scriu versurile mele. Știți foarte bine că eu îmi scriu versurile când și interpretez în felul dorit de mine. După cum v-am mai spus. Vreau să vă mai spun că o să mai fac, cred, înregistrări, dar mai încolo, despre anumite peripeții, aventuri care mi s-au întâmplat mie. Și asta de ce? Pentru cei care mă ascultă și mă sprijină în muzică. Vreau să le arăt, să vadă mai bine cum sunt eu, pentru că eu sunt un om deschis, cum se cade cu cei care sunt, cum se cade. Sunt un om sincer și îmi place să știu oamenii cum sunt. Nu am de ce să mă feresc vreodată. Și o să vă mai fac un fel de registrări despre, nu știu, povestind mai multe lucruri despre mine, anumite peripeții, poate o să vă povestesc și despre începutul meu muzical, despre primele melodii, mai multe lucruri. Cam atât vreau să spun. Și vreau să vă spun că sunt foarte mândră, deoarece atunci când căutăm Giulia Mihai pe Google, apare Giulia Mihai, artist muzical, câteva din melodiile mele, începând cu Comeback, City of Love și încă multe altele. Nu apar, bineînțeles, toate, dar apar vreo 5 sau 6. Cred că ați văzut cei care mă ascultați. Sunt foarte mândră, deoarece melodiile mele, nu știu dacă știți toți, dar au fost pe foarte multe radio-uri din străinătate și încă mai sunt unele. Iar acest lucru mă face foarte mândră. Haideți să nu mai pierdeți timpul, pentru că este târziu și vreau să vă arăt un pic din cum mă joc. Da? Biserică, o zonă de asta de munte și eram eu singură, pierdută, alergam și am intrat într-un restaurant unde erau foarte mulți oameni. Era și o terasă, era totul gotic, așa, nu știu, întunecat un pic, nori. Și am intrat într-o terasă. Și acolo era un om care, de exemplu, nu avea față, avea decât piele, deci avea era normal, numai că în loc de trăsături avea numai piele. Doamne, și cânta atât de frumos la pian, încât, deci, m-a impresionat și stăteam și ascultam și, nu știu, niște visele astea mai ciudate, așa, mai gotice, mai un pic așa, care stă frisoane, nu știu,
Adică m-a și speriat, dar, Doamne, mă impresionează de mult cât de frumos cânta la pian. Eu acum mă joc, nu stau să fac așa niște mici improvizații. Nu. Mai facem o mică încercare și, pe urmă... Așa, cum mă joc eu cu orguța asta?